AIB e mereu cu un pas înainte. De data aceasta, în colaborare cu Bursa de Valori București, a organizat forumul Listarea pe o piață de capital internațională, unde a adus reprezentanții mediului de afaceri, profesioniștii piețelor de capital, reprezentanții instituțiilor financiare internaționale, precum și demnitari de rang înalt din Republica Moldova și România, pe aceeași linie de discuții privind oportunitățile listării la bursă pentru afaceri și economia țării. Întreaga comunitate de piață financiară din România susține comunitatea de piață financiară din Moldova cu expertiza pe care o avem. În cadrul forumului s-a discutat despre avantajele listării, modalitățile de listare, aspectele tehnice, aprobările necesare, cererea investitorilor, precum și experiențele companiilor listate la o bursă internațională. Este vorba, în primul rând, de interesul țării noastre să avem cât mai multe companii listate pe bursele internaționale. Asta înseamnă finanțarea dezvoltării economiei și a diferitor întreprinderi aici pe loc. Asigurând un flux continuu al capitalului între investitori și companiile în căutarea de capital pentru dezvoltare, bursa este pilonul care stă la baza dezvoltării economiei. Moldova has this unique chance whereby people in Moldova and companies in Moldova can place their shares or their bonds into the very growing, very dynamic capital markets in Romania, Bucharest Stock Exchange. I'd like to thank Bucharest Stock Exchange who and they are with us. Listarea la o bursă înseamnă finanțare mai ieftină, locuri de muncă suplimentare, noi oportunități pentru afaceri, dar și sprijin pentru antreprenori. MAIB, cea mai mare bancă din Republica Moldova, are o importanță sistemică și deservește aproape o treime din populația țării.